Bună ziua! Bine ați venit la conferința noastră de presă a PNL Maramureș. Astăzi vom aborda câteva subiecte foarte importante, cum ar fi referendumul pe justiție și împrumutul de 3 miliarde de euro, noul împrumut de 3 miliarde de euro pe care guvernul l-a contractat zilele trecute. De asemenea, colegii mei, Gabriel Ștețco, președinte PNL Maramureș, și Alexandru Isac, președinte CSL Maramureș, a Clubului Studenților Liberali, vă vor spune și dânsi câteva lucruri. În primul rând, vreau să le mulțumesc celor peste 30.000 de maramureșeni care au semnat pe listele Partidului Național Liberal pentru susținerea europarlamentarilor Partidului Național Liberal și le mulțumesc pentru încredere și pentru faptul că au adus un aport campaniei noastre de strângere de semnături. De asemenea, le mulțumesc românilor, celor peste 1,4 milioane de români care au semnat de asemenea pe listele Partidului Național Liberal și, așa cum ați văzut, miercuri am reușit să depunem cele 1 milion și aproape jumătate de semnături pe care le-am strâns în această perioadă. A fost o campanie dificilă. Colegii mei din PNL Maramureș s-au mobilizat foarte bine. Organizațiile locale, toate organizațiile au muncit la capacitate maximă și rezultatele nu au întârziat să apară. Ceea ce mă bucură este faptul că românii ne acordă tot mai mare încredere. Lucrul acesta sigur se vede și din sondaje, dar atunci când faci o campanie de strângere de semnături, acest lucru îl vezi vorbind cu oamenii și discutând cu ei. Legat de campania pentru europarlamentare, în acest weekend vom avea lansarea regională a candidaților pentru Parlamentul European la Cluj-Napoca. Duminică ne vom deplasa peste 500 de colegi din PNL Maramureș și vom participa la o lansare cu peste 5.000 de oameni. Dorim să, de asemenea, ca pe parcursul acestei campanii să întâlnim cât mai mulți oameni, să discutăm cu cât mai mulți oameni, fie în târguri, fie pe stradă, fie campanie door-to-door, vom încerca să ajungem la toți maramureșenii și să discutăm despre problemele pe care le au și mai ales aportul pe care îl aduce Uniunea Europeană României și rolul Uniunii Europene. Pentru că e foarte important ca oamenii să înțeleagă ce primim noi prin faptul că suntem în Uniunea Europeană. Fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de proiecte de infrastructură și, sigur, de educație la standardele europene. Toate sunt lucruri pe care începem să le avem. Și asta mai ales în comunitățile locale unde avem primar liberal, se simte cel mai bine. În ceea ce privește referendumul pe justiție, președintele Klaus Iohannis a anunțat chiar ieri că este hotărât și determinat să lanseze un referendum pe tema justiție pe data de 26 mai, concomitent cu alegerile europarlamentare. Și am văzut că deja s-a creat foarte mult deranj în Partidul Social Democrat și că se încearcă ori să fie sabotat acest referendum, ori să mute secțiile de votare, să organizeze secțiile de votare într-o altă locație decât cele pentru europarlamentare, deși legea nu spune că trebuie să se întâmple acest lucru. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Vă dați seama cum ar fi la alegerile locale să votezi primarul într-o secție de votare, Consiliul Local într-o altă secție de votare și pentru Consiliul Județean într-o altă secție de votare. Practic, la aceste alegeri, în loc să avem un singur buletin de vot cu alegerile europarlamentare, avem două buletine de vot cu alegerile europarlamentare și referendum.
Orice încercare de schimbare ar fi o sabotare a acestui referendum și, sigur, o sabotare a populației. Pentru că vedem că Partidul Social Democrat tot timpul ne spune că tot ceea ce fac ei, fac pentru cetățeni, pentru că i-au trimis cetățenii acolo, că au o largă susținere în țară. Păi, și atunci, dacă tot ascultă de cetățeni și tot discută numai despre cetățeni, de ce vor să saboteze voința populației? Noi vrem să știm voința populației. Președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal vrem să știm voința populației. Să vedem. Este bine? Mergem într-o direcție bună? Mergem într-o direcție greșită? Să vedem. Care este părerea românilor despre temele importante și de actualitate? PNL va susține referendumul și, sigur, va fi alături de președintele Klaus Iohannis, așa cum a fost de fiecare dată. Nu vom face rabat, nici să ne deplasăm, să discutăm pe temele importante și nici să promovăm ideile și propunerile noastre. De asemenea, tot zilele trecute am aflat că guvernul contractează un credit de 3 miliarde de euro. Ma, o spun din capul locului. Eu nu sunt împotriva creditelor. Niciodată n-am fost împotriva creditelor. Fie că a fost vorba de un credit pe administrație locală, județeană sau națională, n-am fost niciodată împotriva creditelor. Dar atunci când iei un credit, ca și într-o societate comercială, dacă iei un credit doar ca să ai bani mâine să cheltui în oraș, atunci nu ai cum să aduci valoarea adăugată și să faci profit, să poți să-l plătești înapoi. Guvernul PSD astăzi ia un credit de 3 miliarde de euro, credit care va merge direct în consum. Practic, generațiile viitoare, noi și generațiile viitoare, vom fi îndatorați cu încă 3 miliarde de euro. Deși aproape în fiecare lună ne îndatorăm cu câteva sute de milioane de lei cu credite pe termen scurt. Ăsta este un credit pe termen lung, de 30 de ani. Eu aș fi perfect de acord să văd un astfel de credit că se contractează pentru o autostradă, de exemplu. Sau pentru spitalele regionale, deși acolo există deja fonduri europene. Sau pentru cofinanțările proiectelor pentru unitățile administrativ-teritoriale, care anul acesta își pun problema de unde o să plătească cofinanțările pentru proiectele europene pe care le au în derulare. Aș fi de acord cu această variantă, dar nu pot să fiu de acord ca să luăm un credit de consum, un credit care nu va aduce niciun fel de plus valoare României. Ba mai mult decât atât, vom fi îndatorați pe termen lung. E o greșeală strategică, e o greșeală a guvernului care ne va aduce tuturor prejudicii. Putem să calculăm că fiecare român va fi practic îndatorat pe următorii 30 de ani, deși n-a contractat niciun credit. În altă ordine de idei, o să îi dau cuvântul colegului nostru Alexandru Isac, președinte CSL Maramureș, să vă zic că despre evenimentul pe care îl vom avea astăzi, îl vor avea, de fapt, în cadrul Tineretului Național Liberal și a Clubului Studenților Liberali astăzi. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc în primul rând, domnule președinte Enel Bogdan, pentru această invitație. De asemenea, vreau să le mulțumesc și studenților maramureșeni pentru sprijinul acordat. Mă numesc Alex Isac, sunt președinte la Clubul Studenților Liberal din Maramureș, unde cu mândrie reprezint studenții maramureșeni. E important să spunem că tot mai mulți studenți au încredere în PNL și acest lucru nu ar fi fost posibil fără persoanele de calitate din Partidul Național Liberal. Un exemplu de o persoană de calitate este domnul președinte Ionel Bogdan. Clubul Studenților Liberal își propune să militeze pentru drepturile studenților. Un exemplu de această
militare este propunerea legislativă prin care doamna președintă Mara Mareș, deputată, a impus ca taxa de școlarizare să rămână la același quantum pe durata anilor de facultate. În această seară o să avem o dezbatere publică, aș spune eu, la tur. Acolo se va ține evenimentul, o să fie o dezbatere despre sport și sănătate, unde fiecare cetățean poate să vină să se alăture nouă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Isac. Domnul Gabriel Ștescu, președinte TNR Marea Mureș. Bună ziua! Eu aș începe prin a vă spune că weekendul trecut la Sinaia a avut loc școala politică TNL România, școala politică intitulată Europe, Tu ești Europa, o școală politică în care am dezbătut probleme legate de viitoarele alegeri europarlamentare, o școală politică în care am dezbătut probleme legate de comunicarea în mediul online, dar și comunicarea din ușă în ușă cu fiecare cetățean. Am dezbătut strategii și tehnici prin care mesajele noastre să fie pe înțelesul oamenilor și prin care, într-adevăr, să îi ajutăm. Pe parcursul școlii politice care s-a desfășurat de joi până duminică, ziua de sâmbătă a fost dedicată unui eveniment important al TNL-ului și anume Gala Premiilor TNL Mircea Ionescu Quintus. În cadrul galei pe care am organizat-o noi din TNL, l-am avut invitat pe președintele României, Klaus Iohannis, care ne-a felicitat pentru activitățile pe care le-am desfășurat în anul 2018 și printre mesajele pe care mi le-a transmis a fost unul de unitate, de a ne adresa mai mult românilor și tinerilor și nu în ultimul rând ne-a spus ca noi tinerii să dăm ce avem mai bun societății din care facem parte. În altă ordine de idei, noi cei din TNL Marea Mureș am fost premiați în cadrul galei respective. Am obținut două premii. Unul dintre premii se numește Premiul Special Mircea Ionescu Quintus pentru școala politică organizată la Sighetul Marmației, Gheorghe Ibrădianu. De fapt, a fost o recunoaștere a meritelor și a bunei organizări pe care noi cei din TNL Marea Mureș am avut-o cu prilejul școlii politice de la Sighet. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei din TNL Marea Mureș pentru că am obținut acest premiu, pentru că fără ei acest premiu nu ar fi fost posibil. Pe de altă parte, cel de-al doilea premiu a fost obținut intitulându-se Premiul Special Caravana Tricolorul și prin acest eveniment, noi cei din TNL Marea Mureș, așa cum bine știți, o parte dintre dumneavoastră chiar ne-ați însoțit. Am avut un steag de aproximativ 300 de metri pătrați, pe care în anul centenarului l-am purtat din piața cetății Baia Mare până pe Câmpul Tineretului. Cred că premiul special a venit mai mult prin faptul că noi cei din TNL Marea Mureș, fiind în an centenar, am dorit să respectăm identitatea tradițională a poporului, identitatea națională a poporului, și am purtat, în mare majoritate, steagul pe mâini, îmbrăcați în straie populare moroșenești. Ne-am bucurat că noi cei din TNL Marea Mureș am fost apreciați la nivel național și sigur asta nu ne oprește în a avea proiecte viitoare. Drept urmare, pentru că am avut o primă inițiativă, colegii mei din TNL acum câțiva ani au avut o primă inițiativă, un proiect intitulat Inițiere în Carieră, care s-a desfășurat la o singură ediție, am propus ca de anul acesta să gândim acest proiect la nivel național. Și vrem ca noi cei din TNL Marea Mureș și până la urmă noi cei din TNL, ca acest proiect Inițiere în Carieră, care se adresează în primul rând studenților și elevilor din an terminal, să fie un proiect național al Tineretului Național Liberal. E de fapt un proiect prin care îi încurajăm pe tineri să-și aleagă locul de muncă care li se potrivește, îi încurajăm pe tineri să facă alegeri potrivite în funcție de capacitățile lui, în funcție de disponibilitatea lui, în funcție de tot ceea ce îl reprezintă pe el ca și tânăr. Sper că va avea efect pentru că, din păcate, trăim într-o societate în care suntem bulversați cu diverse informații, primim atât de multe știri, unele bune, din păcate altele false,
și uneori probabil că nu alegem neapărat cum ar trebui. În acest context vine acest proiect cu scopul de a-i ajuta pe tineri să-și aleagă cariera potrivită pentru personalitatea lor. Eu aș spune că nu este important ca Partidul Național Liberal să câștige un plus de imagine sau nu. Până la urmă, românii vor evalua oferta electorală pentru europarlamentare. Eu sunt convins că echipa Partidului Național Liberal este una sau este cea mai bună astăzi, cea mai bună echipă pe care o putem avea și pe care o putem trimite în Parlamentul European, incomparabilă cu celelalte liste. Dar acest referendum, de fapt, trebuie să reprezinte voința poporului. Trebuie să arate voința poporului. De ce ar trebui să credem că Partidul Național Liberal va beneficia de simpatie? Noi am susținut tot timpul aceste acțiuni. Am susținut referendumul și când a mai fost vehiculat în toamna anului trecut. Tot timpul am fost pentru consultarea publicului. Dar asta nu înseamnă că ne va aduce nouă un plus de simpatie la nivel public, ci cred mai degrabă că vom arăta, de fapt, care este susținerea Partidului Social Democrat în rândul populației prin acest referendum. Și, sigur, a temelor principale pe care dânșii le au. Că ei n-au teme cu spitale, cu autostrăzi. Astea sunt doar pe hârtie și am văzut foarte bine de 2 ani, de aproape 3 ani imediat încoace, că sunt doar pe hârtie și așa vor și rămâne. Că n-au nici... Fondurile europene sunt 17% absorție, noroc, cu subvențiile în agricultură, că altfel am fi la 5%. Și singura lor temă este justiția. Haideți să vedem. Asta este tema pe care trebuie să o abordeze guvernanții sau există alte teme mai importante. Părerea noastră este că există teme mult mai importante pe care ar trebui să le dezbată și rezolve guvernul României.